La data de 2 august, polițiști din municipiul Câmpul Lumb și cei de la secțiile de poliție rurale arondate au efectuat 13 percheziții pe raza localităților Câmpul Lung, Stoenești, Mioarele, Rucăr, Cetățeni și Boteni din județul Argeș, la domiciliile unor persoane bănuite de săvârșirea de infracțiuni economice. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și deținerea în afara întrepozitului fiscal sau producerea de produse accizate din cercetări a reieșit că în perioada iunie 2015 și până în prezent, persoanele vizate ar fi produs artizanal țigarete, pe care apoi le-ar fi comercializat fără a respecta legislația în vigoare. În urma perchezițiilor, polițiști au identificat două instalații electrice de confecționat țigarete, 2000 de tuburi de hârtie cu filtru, 30 de kilograme de tutun și 700 de țigarete nefiscalizate. De asemenea, polițiștii au ridicat în vederea continuării cercetărilor două monitoare LCD, un televizor, 70 de obiecte pirotehnice, două generatoare, un motoferăstrău, precum și alte obiecte de uz casnic susceptibile a proveni din infracțiuni. Totodată, opt persoane au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Câmpulung pentru audier și dispunerea măsurilor legale.